Bună! Astăzi o să vă arăt cum îmi pregătesc valiza, pentru că plec în vacanță în Sardenia și Rosela are cuțile, căștile în urechi și nu mă bagă în seamă și am spus că e pitică, că e urâtă și nici nu aude, abar n-are. Și haideți să vă arăt ce am pus eu în valiză. Mi-am pus hăinuțele aproape toate negre, pentru că atunci când ești grăsut nu poți să te îmbraci prea colorat, dar bine, haide. Și acum să vă arăt toate accesoriile pe care mi le-am luat. Mi-am luat cutiuța cu pensulici de la Zoeva, pe care le ador. Sunt foarte, foarte, foarte bune și moi și foase și bune. Aici am șervețele demachiante de la Licia. După care mi-am luat paletuța de la Zoeva, Cocoa Blend, adorabilă. Blushurile de la Make Up Revolution. Ce mi-am mai luat aici? Aici am portfardul cu toate minunile, eyelinerul de la Mulac, un creion verde de ochi, care abar n-am de unde este. Aici am un alt iluminant de la Mulac, rujurile de la Kiko, lipsticul de la Sephora, un eyeliner de la Wycon, primerul de la primerul por de la Benefit sau de la Benefit. După aia alte lipsticuri de la Kiko, ăsta de la Elf, lipsticul de la Sephora, ăsta este de la Wycon, rujul de la Rimmel London, numai rujul mi-a luat o grămadă, opa, ăla este un eyeliner de la Pupa, ăsta este de la Too Faced, rujul roșu de la Mulac, de la Too Faced, bronzerul. Aici am o cremuță de la Clinique, cipria de la Rimmel London, fondul meu de ten de la Maybelline. Aici am un creion de la Essence, pentru tot pentru sprâncene, asta e pe ăla de sprâncene de la Pupa. Aici am un corector de la Max Factor și tera de la Bourjois. Mai departe, aici, ăsta este capacul de la pensulicile de la Zoeva. Și hai să le punem la loc ca să facem ordine, că mă așteaptă Marco. Astăzi plecăm cu nava în Sardenia. Și aici mi-am luat placa de păr, care o am de foarte mulți ani, sprayer de la Balea, aici am pasticuțele, asta este o perie, aici am un sier de la Yves Rocher, săbunul de la Bourjois, care mi l-a trimis Diana, ăsta este deodorantul. Aici am un parfum de la Bella pe care mi l-a trimis Alexandra. Aici am un mascara de la Essence. Și aici avem bijuteriile. Asta este un colier așa tot pestat de diamante. Brățara de la Alexandra. O altă brățară neagră. Aici am o altă brățară pe care mi-a făcut-o cadou Alexandra. Asta este o brățară care se înfășoară așa pe mânuță. Ce mai avem aici? Mi-am luat ceasul de la ce firmă e asta? Chronotech. Vezi, am și uitat, îmi bătrânesc aici, Alzheimer-ul începe să mă omoare.
Ce mai avem aici? Aici am niște cerci, un ineluș, chemăm un ineluș enorm. Aici am cercei de la Jennifer Lopez. Astea sunt brățăricile de la... De la... Am uitat. De la... Creativ în Ionene, asta este brățara de la... Astăzi am un Alzheimer enorm. Astea sunt niște cerceluși de la Tiffany, astea sunt de la Kinesh. Așa trecem noi de la Palatul Real la grajduri. Și cam astea sunt lucrurile pe care mi le-am luat. Sper că videoul v-a plăcut. Vă trimit un pupăcesc. Și nu uitați să vă uitați la videoul vlog din vacanța mea. Ciao, ciao!